numai 3 zile, gigantul rus Gazprom a decis reducerea livrărilor de gaze către 3 mari companii europene din Germania, Italia și Austria. Prețurile la gaze au sărit cu 30% după acest anunț, care arată încă o dată cât de periculos este pentru Europa să se bazeze pe gazele rusești, spun specialiștii. Deși România are în prezent prețuri plafonate la gaze, asta nu o face imună la efectele din economie. Iar dobânzile sunt în creștere în toată Europa și în Statele Unite pentru că inflația pare de neoprit. Germanii se confruntă cu cea mai mare reducere a livrărilor gazelor rusești, de 40% prin gazoductul Nord Stream. Țara era puternic dependentă de gazul rusesc, înainte de declanșarea războiului. Către italieni, livrările scad cu 15%. În cazul Austriei, încă nu e clar cu cât vor fi reduse cantitățile. Vor afecta negativ economia celor țări, mă refer în special la Germania, care economie este dependentă de gaz. Aceste măsuri ale Gazprom practic arată cât de riscant este pentru Uniunea Europeană încă să se bazeze pe gazul venit din Rusia. Prețul gazelor va continua să aibă volatilitate ridicată, aș spune, măcar un an de zile în față, inclusiv în perioada, mai ales în perioada de iarnă. Gazprom spune că și-a redus livrările spre Germania pentru că grupul Siemens nu a livrat echipamentul necesar continuării funcționării unei turbine cu gaz. Considerată motorul Europei, Germania ar putea fi nevoită să își închidă o parte din industrie în cazul opririi de tot a gazelor rusești. Asta ar mări riscul intrării în recesiune, care ar afecta întreaga Europa. România are prețuri plafonate până în 2023, dar chiar dacă încercăm deja înlocuirea gazelor rusești cu cele extrase din Marea Neagră și cu cele importate din alte state, nu suntem imuni la efectele în lanț din economia europeană. Consecințele războiului se văd deja în industrie. Prețurile producției industriale sau inflația la porțile fabricilor s-au mărit cu aproape 50% față de anul trecut, peste media europeană. Automat sunt majorate și prețurile de la rafturi, cele plătite de populație, indicator pentru inflația la nivel european. Banca Centrală a decis deja creșterea dobânzilor și a anunțat că este gata să dea o mână de ajutor țărilor supraîndatorate pentru a evita o criză majoră. High inflation is a major challenge for all of us. The Governing Council will make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term. Banca Centrală Europeană are un plan de a crește dobânzile lent și a micșora lichiditatea în piețele financiare pentru a contracara efectele inflației. La fel se întâmplă și în Statele Unite, acolo dobânzile cresc mai repede. Pentru noi în România este foarte important pentru că Uniunea Europeană este principalul nostru partener comercial și economia europeană depinde de economia europeană. America este la fel de importantă pentru noi pentru că impactează economia globală. Tăvălugul inflației nu se limitează doar la Europa. În Statele Unite ale Americii, dobânda de referință a sărit cu 0,75%, fiind cea mai mare creștere din ultimele 3 decenii. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.